Oamenii spun că strada nu a mai fost asfaltată de aproximativ 30 de ani. Afirmația este susținută de craterele care s-au format de-a lungul timpului. Cu toate acestea, zilnic mai mulți cetățeni sunt nevoiți să circule pe această stradă, mai ales că aici este amplasată și o grădiniță. A, că s-a adus reziduri, ce-a răzut din altă parte. Alegeri și... mai vine și mai pune la grădiniță aici câte, da. Câte o mașină de asta. Vedeți ce grup sunt, groapă în groapă, și a venit cu o rabă de aia și a pus acolo puțin și restul... Deși situația persistă de ani de zile, autoritățile nu au fost preocupate să o reabiliteze cu adevărat. Nu odată localnicii din zonă s-au văzut nevoiți să ajute șoferii care și-au stricat mașinile pe drum. Însă oamenii așteaptă ca promisiunile făcute în campania electorală să fie duse la bun sfârșit. Strada noastră, de la cap la care, are cel puțin 500-600 de găuri. În fiecare săptămână o sapă, nimic. Nu schimbă conducta, nu se schimbă. A schimbat pe setul ăla, unei conducta nu se schimbă. E vorba de copilul, e copil, nu stă într-un loc. Chiar dacă îl ții de mână, el fuge încolo, fuge încolo, fuge încolo. Se împiedică, cade într-o groapă cu apă, cu, mă rog, se murdărește, se ia asta. Nu mai e cum era. Dacă era asfaltat, să juca și copilul cu... Rolă. Autoritățile spun că strada va fi reabilitată în baza programului de asfaltare din 2015. Strada Alexandru cel Bun a fost propusă la începutul acestui an printr-o hotărâre de Consiliu alături de alte străzi din cartierul de nord, de străzi din centru, din zona de sud și respectiv din zona de est, pentru asfaltare. Documentația se află la Ministerul Dezvoltării Regionale pentru emiterea ordinului de ministru și ulterior aprobării se va trece la procedura de achiziție. Așadar, locuitorii Megidiei trebuie să se înarmeze cu răbdare atunci când circulă pe strada Alexandru cel Bun, sau mai bine să o evite pe cât posibil.